Omenirea a consumat încă de ieri tot ce poate să producă planeta noastră într-un an, dar fără să își epuizeze resursele și va trăi pentru restul anului pe datorie. Discutăm pe marginea acestui subiect cu activistul de mediu Alex Glevan. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezență. Văd că sunteți, iată, într-un peisaj mirific la vârful omului, înțelegem. Exact, bună dimineața, chiar de la vârful omului vă salut, unde azi noapte au fost doar vreo 5 grade. Aveți aici un peisaj minunat către Țara Bârsei și Valea Prahovei și probabil chiar este unul dintre locurile cele mai bune din care putem să discutăm despre subiectul acesta. Așadar, vrem, iată, să înțelegem, domnule Găvan, dacă am devenit mai risipitori și ce soluții am avea la îndemână pentru a nu ajunge în situația de a fi pe minus în următorii ani. Practic, suntem deja pe minus de aproape 50 de ani. Și spun asta pentru că prima oară când s-a făcut acest calcul de un consorțiu de mulți oameni de știință, undeva prin 1970, această zi a depășirii, cum se spune, cum se numește ea, Earth Overshoot Day, a fost în 1970 și chiar pe 29 decembrie. Da? Și de atunci până acum am ajuns ca această zi, practic, să fie aproape de jumătatea anului. Deci, cu alte cuvinte, de aici încolo, așa cum spuneați și voi mai devreme, noi trăim pe datorie și știți cum e cu datoriile, da? E ca la bancă. Poți să îți trăim pe credit, poți să îți refinanțezi creditul ăsta o dată de două ori, dar până la urmă cineva va trebui să-l plătească și poate că nu o să fim chiar noi cei care o să plătim, dar cu siguranță copiii noștri sau nepoții noștri vor trebui să facă asta, pentru că nu vor avea încotro. Și atunci e foarte important cum privim noi acest consum de resurse, pentru că, într-adevăr, pentru omenire, ziua asta, anul acesta a fost în august, dar pentru România, care este considerată printre țările dezvoltate, ziua aceasta a fost undeva în iunie anul acesta, da? Iar anul trecut, pentru omenire, ziua a fost pe 27 iulie și pentru România a fost undeva prin mai. Deci cu cât înaintăm în timp, cu atât, cum să zic, perioada aia devine mai mică. Perioada în care noi, într-adevăr, consumăm acele resurse. Pentru niște țări gen Statele Unite sau statele din Golful Persic, această zi este undeva prin februarie-martie. Deci vă dați seama că nu o să putem să mai continuăm mult în stilul ăsta. Eu cred foarte mult că planeta asta înseamnă abundență, doar că pentru că această abundență să se manifeste, fiecare dintre noi trebuie să ne luăm atât cât ni se cuvine, atât cât ne este necesar, atât cât ne trebuie. Și aș putea să vă dau un exemplu foarte, foarte concret, pentru că în fiecare zi voi la TV dați tot felul de depășiri, da? Iulie a fost cea mai acest iulie a fost cea mai călduroasă lună din istorie, cea mai călduroasă zi din istorie și așa mai departe. Vijeliile de mai devreme, poluarea foarte mare din București, faptul că desertificarea vine dinspre Dobrogea sau dinspre Câmpia, dinspre Oltenia, înspre noi. Și în același timp ce facem noi, vorbim de resursele alea pe care noi le tot consumăm, ne tăiem ultimele păduri din jurul Bucureștiului. De asta eu împreună cu co-inițiatorii mei de la Platforma Civică împreună pentru Centura Verde, practic am lansat acest proiect, tocmai dacă vreți ca o contramăsură la toate lucrurile astea mai puțin bune care se întâmplă în momentul ăsta în România și pe planetă. Și dacă mă întrebați ce poate face oricine, da, în direcția asta, unul dintre lucrurile cel mai simplu este să intre pe centuraverde.ro, să semneze petiția alături de noi, pentru că legea pe care noi am depus-o în Parlament în primăvara aceasta a trecut cu unanimitate în Senat. Vă dați seama, e foarte greu să strângi toate partidele politice la oaltă să treacă o lege cu unanimitate. Practic, prin legea asta vom
proteja toate aceste păduri din jurul Bucureștiului, care în momentul de față se taie absolut fără nicio logică. Ce sancțiuni vor fi aplicate, iată, după adoptarea acestei legi? Ce pedepse vor primi cei care taie pădurile și aruncă gunoaie și fac numai lucruri rele pentru planetă? Ca să mă închei ideea de mai devreme, imaginați-vă că aceste păduri sunt aparatul, gândiți-vă la ele ca la aparatul natural de aer condiționat al Bucureștiului, ca la plămânii, plămânii naturale al Bucureștiului. Vor fi într-adevăr și pedepse, dar să știți că, adică care vor presupune chiar și închisoare, dar eu cred mai degrabă nu neapărat în partea asta coercitivă, ci în faptul că majoritatea lumii și locuitorilor Bucureștiului vor realiza faptul că, dincolo de partea asta, dacă vreți, ecologică, zona asta va fi și o zonă fantastică de recreere. Pentru că în momentul ăsta, când este cald, bucureștenii se pulucesc la mare, se pulucesc pe Valea Prahovei, dar foarte puțin realizează că, de fapt, chiar lângă București, noi avem o zonă recreațională absolut fabuloasă. Am fost la Cumana, în Parcul Natural, acum câteva săptămâni, într-un weekend și vreau să vă spun că era absolut plin. Deci, practic, oamenii simt nevoia de astfel de ieșiri în natură care sunt sănătate curată. Așa este. Votul în Camera Deputaților în toamnă și sperăm și ăsta să fie tot în unanimitate.